Zeci de bătrâni din Centrul de Servicii Sociale pentru Persoane Vârstnice au participat marți seara la un eveniment inedit. Spectacolul intitulat Crăciunul, Vremuri de Poveste s-a desfășurat la Sala Patria și a fost organizat de Direcția de Asistență Socială din Brașov. La spectacolul de tradiții și obiceiuri specifice sărbătorilor de iarnă au cântat și elevii școlii gimnaziale numărul 25.